Începând de sâmbătă, în mai multe școli din oraș se derulează proiectul Săptămâna Sportul pentru Toți, eveniment organizat de CS Ambra în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Primăria Municipiului Buzău. În weekend sunt programate mai multe competiții în organizarea sau cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Astfel, sâmbătă, 20 septembrie, va avea loc Cupa de Toamnă Faza Județeană Fotbal Copii, organizată de Clubul Sportiv Dacia în parteneriat cu DJST și Primărie. Acțiunea se va desfășura în Parcul Tineretului, începând cu ora 10. Mâine va avea loc Cupa de Toamnă la Arte Marțiale, faza județeană, organizată de Asociația Sportivă Cris Riu, în parteneriat cu DJST și Primărie. Acțiunea se va desfășura în sala de sport a Liceului Grigore C. Moisil, începând cu ora 10. Între 20 și 30 septembrie se va derula Săptămâna Sportul pentru Toți, faza județeană, organizată de Clubul Sportiv Ambra Buzău, în parteneriat cu DJST, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Primărie. Acțiunea are loc în școlile buzoiene.